Bună seara, dragi nemuritori și nemuritoare, la încă o emisiune de colecție din cadrul seriei Știință și Spiritualitate. Am ajuns după atâția ani cumva la avansați și îndrăznim să abordăm și subiecte ceva mai grele. Îi mulțumesc din suflet stimatului nostru domn, eu vă spun domn profesor, Petru Solonaru, pentru faptul că a acceptat din nou să vină alături de noi. Bună seara și vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, bună seara! Ați propus pentru astă seară, în primul rând v-ați respectat cuvântul și promisiunea de a reveni și apreciez foarte mult lucrul ăsta și ați spus chiar că vom face mai multe emisiuni. Astăzi este prima din această serie și titlul pe care l-ați ales este misterios, se cheamă, deci, Spirala Genezei la Brâncuși. Vă rog frumos, domnule profesor, de ce spirală? De ce spirala Genezei și de ce Brâncuși? Pentru că am descoperit că la Târgu Jiu, vechea arcină a Daciei, acel templu reprezintă un fractal al spiralei Genezei, spiralei logaritmice de tip Bernoulli, pe care Spiritul Absolut o folosește în toată creația. Și în mic și în mare, adică și infraatomic și dincolo de toate metagalaxiile până la torul Genezei. De altfel, am promis că vom face și problema torului Genezei, să explicăm și cercul generator al torului Genezei, care are legătură cu spirala Genezei de la Brâncuși, de la Târgu Jiu. Deci ce trebuie să știți? La Târgu Jiu, opera aceea are o unitate. Cele trei sunt în coordonatele, deci sunt în ecuația spiralei logaritmice de tip Bernoulli, spirala pe care Dumnezeu, Creatorul, o folosește în absolut toate creațiile sale. Vă rog frumos, permiteți-mi să traduc pe limba mea. Da. Corectați-mă dacă n-am înțeles bine. Dumneavoastră ați intuit cumva... Numai dumneavoastră știți cum ați făcut, dar ați accesat următoarea cunoaștere. Ați accesat faptul că în ceea ce ați numit dumneavoastră arcina dacică, mai pe românește Târgu Jiul de astăzi, avem ceva cu totul special din punct de vedere al matematicii ascunse a lui Dumnezeu în această configurație numită, cum se cheamă, ansamblul brâncușian. Da, ansamblul. Și anume, dumneavoastră spuneți, Dumnezeu a creat lumea cu un anumit model care se găsește în cele mai mici elemente ale naturii până în cele mai mari, același model repetitiv spiralat, un anumit tip de spirală, la logaritmică, bernuliană, ok, nu intrăm în astea. Și ziceți așa, ce avem noi acolo la Târgu Jiu? Avem râul Jiu, unde îl considerăm că e punctul zero, și o spirală nevăzută care ar străpunge suprafața Pământului, ar intra și pe dedesubt, s-ar duce și pe deasupra, cu un anumit pas de creștere pe care o să-l precizați. Cu unghi. Da, și unghi și așa mai departe, cu o anumită precizie matematică, trece prin exact acele puncte unde, nu întâmplător, tot cu o intuiție dumnezeiască, Brâncuși a plasat ce? Masa tăcerii, așa îi se zice, mă rog, apoi... Poarta androginului sau poarta zeiței cerului. Așa, că trebuie să diferențiem. Coloana fără de sfârșit. Și apoi coloana fără de sfârșit. Da, toate acestea sunt puncte pe unde spirala asta nevăzută ar străpunge. Da, taie, să zicem pământul. Așa, atât raza abscisială de la sol, cât și raza vectorială a vârfurilor celor trei elemente de la Târgu Jiu. Fantastic. Deci ați înțeles, domnule. Fantastic. E fantastic, ați chiar înțeles? Chiar ăsta e misterul, de fapt, acolo. Iar rația de creștere este caliogeneza despre firește că om vorbi. Deci rația de creștere este un factor de multiplicare. Mi-ați spus mie în ureche că este o multiplicare cu 5,7. Da, atât. A cui? A distanței? Da. Cine se multiplică? Deci fiecare distanță și sus și jos se va multiplica totdeauna cu această constantă care am botezat-o eu constanta caliogenezei. Se cheamă peste tot aici I. Toată lumea a început deja să știe că este de la numele Ioana Solonaru, de aia se cheamă I-ul ăla. Și ea de fapt ce spune? Spirala asta în miezul ei adânc și prin asta ce ne spune Brâncuși? Spune, domnule, eu cresc, dar rămân aceeași, zice spirala.
Adică Iade mutata resurgo. Mă dezvolt, dar totdeauna țin de matricea divină care o am în mine. Și ce spune? Că după așa zisa moarte, eu voi învia. Oh. După așa zisa, pentru că nu există moarte, asta ne spune Brâncuș, atenție, după așa zisa moarte, toți vom învia, adică o vom învia totdeauna pentru că noi avem eternitatea în noi. Protonii noștri, atomii noștri, toate legăturile acestea vor rămâne într-o inseparabilitate cu acest întreg în care la Târgu Jiu, Dumnezeu a vrut ca Brâncuș să ne arate modelul ca să-l înțelegem. Din păcate, de 85 de ani, n-a îndrăznit nimeni, lumea fiind cantonată, vorbesc de lumea, așa zis și lor brâncușieni, a rămas cantonată la nivel de biografism, la nivel de anecdotism. Înaintea mea sunt doi precedesori pe care trebuie totdeauna să-i amintesc, care au dat cheia, să zicem, matematică a interpretării operei lui Brâncuș, repet, în cheie fibonacciană. E vorba de Pavel Florescu de la Craiova și de Gheorghe Teozer de la Târgu Mureș, dacă nu mă înșel. Pe unul chiar cunosc, pe celălalt nu, dar nu asta e problema aici. Că înaintea mea au fost niște Ioani. Eu am venit și am mai deschis o portiță. Probabil că vor veni încetul cu încetul și alții și poate în sfârșit lumea asta noastră valahă va spune că Brâncuș este al nostru, că cineva este al tău atâta vreme cât îl înțelegi. Cât nu îl înțelegi, categoric că nu ai nicio legătură. Apropo de asta, să facem o mică paranteză, noi privim, noi vedem lumina dacă în noi există vedere. Fără această condiție, n-avem nicio șansă să vedem. Iar vederea se înțelege că trebuie văzut vidul, misterul divin, adică realitatea sursă și nu iluzia aceasta în care plonjăm și nu înțelegem mare lucru. Dar voiam să-l amintesc, dacă sunteți de acord, un predecesor de data aceasta al lui Brâncuș, care este cunoscut ca poet, poet autentic, firește, persan și matematician, între altele, este vorba de Omar Khayyam. E apreciat și pe aceste meleaguri. Știu că multă lume se uită cu reverență. Da, și la... care ar fi legătura între Omar Khayyam și Brâncuș? Da. Omar Khayyam în matematică s-a ocupat de conice. Conicele care au legătură cu această spirală logaritmică. Ea, de fapt, se desfășoară într-un con. Noi o, ca să înțeleagă lumea, o așezăm în bidimensionalitatea acestui triunghi, care o să-l vedeți mai încolo, da, în care ea apare de altfel în spațiul acela de la Târgu Jiu, în bidimensionalitate văzută din lateral, respectiv toată opera aceea. Să trecem la Omar Khayyam. V-am adus aici așa ca să mai facem și poezie, pentru că am înțeles că sunt trecut acolo nu numai hermeneut, ci și poet. Și traducător. Cu niște tâlcuiri ale mele, apropo ale mele. Și nu-mi puneți întrebarea că nu știu persana. Omar Khayyam scrie în limba poeziei, care e cu totul altă limbă. Și atunci când tu știi limba poeziei, indiferent în ce limbă ar fi scris respectivul, poți să-l tâlcuiești. Aole. Dacă tu nu știi limba poeziei, degeaba faci școli lingvistice, n-ai nicio șansă, nicio dezlegare ca să-l traduci, nu să-l traduci, să-l tâlcuiești, zic eu, să-l tâlmăcești, să-l dumirești. Deci, două rubaiate. Două catrene. Da. După cea cortină, adevăr de sus, despre viața noastră, încă nu s-a spus. Adăpost nehuma, dar în sânul ei un mister ne așteaptă, mai adânc de dus. Și al doilea rubaiat.
cum priveam olarul ce dregea sculpturi, auzi deodată montul unei guri cum ruga în șoaptă. Blând frământă, blând, fostam ca și tine om, nu te înduri. Deci și Omar Khayyam și Brâncuș spun același lucru, că după așa zisa moarte, viața, matricea vieții continuă, Doamne, vom învia și încă o dată tiparul vieții va fi, a fost, este și mai mult. Numai mintea noastră care are rațiuni, rațiuni ce înseamnă, are tăieri, segmentări, numai ea ne introduce în acest calapot al timpului și ne trimite în ieri, azi, mâine. Nu, există doar un timp al lui Ananche, al veșniciei, în care noi suntem acum și aici părtași cu divinitatea la acea veșnicie. Mi se pare extraordinar că, aș zice întâmplător, dar nu prea mai cred în întâmplări, acum când ne aflăm în postul Paștelui, deci ne ducem pas cu pas către înviere, vorbiți despre așa ceva. Da, pentru că mesajul încă o dată al lui Brâncuș, spirala Genezei, asta ne vorbește. Deci spirala are această spirală care, de altfel, inversul ei este aceeași spirală. E singura spirală, spirala Mirabilis, spirala de care eu tot spun aici, de spirala de tip Bernoulli, pentru că el toată viața s-a ocupat de această spirală, de altfel viață destul de scurtă, 30 de ani a studiat. Bernoulli. El trăiește, după câte știu eu, vreo 50 de ani și s-a ocupat de această spirală în care a găsit acest motto al lui Adem mutata resurgo, adică eu cresc, dar totdeauna voi rămâne aceiași. Adică eu trup, eu om, cresc, mă transform, mă duc în alte conjuncturi, să zicem, algoritmice ale atomilor mei, dar totdeauna viul din mine va rămâne. Atma din mine rămâne. Da. Asta o spune și Omar Khayyam, o repetă minunat la Târgu Jiu, dar mai trebuie să fie și ascultată. Da, și dorința de a înțelege. Și putința, că poate nu înțelegem așa ușor. Foarte frumos. Deci dumneavoastră ne-ați citit acum în propria traducere și vă mulțumim foarte tâlcuire, mult, două catrene. Tâlcuire. Vă rog. Tâlcuire se cheamă. Deci nu traducere, ci tâlcuire. Nu traducere. Traducere înseamnă o înțelegere lingvistică. Tâlcuire înseamnă o cuminecare. Mai departe să vorbim despre spirala Genezei la Brâncuș. De ce a Genezei? Spirala înțeleg că e forma lui Dumnezeu, dar de ce a Genezei? Dumnezeu, geneza, toată geneza lui Dumnezeu o face sub această formulă a spiralei și peste tot vom întâlni și sus și jos și colo și colo, vom întâlni spirale în spirale. De fapt, ea ce este? Ea este un fractal al acestei spirale logaritmice de tip Bernoulli pe care, repet, o utilizează Dumnezeu în creație așa și de aceea este spirala Genezei. Și este la Brâncuș pentru că Brâncuș intuitiv a primit harul ăsta să o pună în faptă. Mulții pun în cârcă lui Brâncuș că n-avea școlile, doctoratele și celelalte lucruri convenționale. Așa, convenționale, să le acceptăm acolo, dar el avea pe doctorul desăvârșit în spatele lui care se chema Dumnezeu. De altfel îmi place să mai glumesc, să spun că la Târgu Jiu Brâncuș nici n-a fost acolo, a fost numai Dumnezeu. Așezându-le pe cele trei elemente, chiar în această matematică desăvârșită a spiralei logaritmice de Bernoulli, spirală zisă a Genezei. Și deci ea ne transmite un lucru, că descoperim nu sunt multe, numai asta trebuie să știți.
Ea ne spune, noi creștem, ne dezvoltăm, dar întotdeauna vom învia, totdeauna înviem, totdeauna înviem cu ce? Cu pecetea lui Dumnezeu în noi. Ea este un fractal. Fractali unde găsim în natura asta? În primul rând găsim în fulgere. Găsim în flacără. Și aici fac o mică acoladă plecând de la flacără. Flacăra, piramida înseamnă flacără, de fapt, piramidă. Și ea reprezintă alchimia veche a sulfului. Veți vedea în toate... În toată matematica piramidei nu putem dezvolta acum din lipsă de timp, poate altă dată o să ne ocupăm de piramide, iar când vorbesc de piramide, vorbesc de piramida așa zisă Cheops, care e de fapt piramida cu piramida luminii. Și veți vedea acolo această cifră care a fost explicată în fel și fel de modalități trăznite, acest 286, care de fapt, acum vi-l spun eu, este de fapt sulful alchimic. Sulful, știți că e elementul numărul 16 și apropo de 16 o să vorbim mai încolo de Purusha Upanishad și cei cu acest 16. Dar acum să vă vorbesc despre sulful. Deci el are 16 electroni care fac o coreografie pe trei orbite permise. Pe prima orbită sunt 2 electroni, pe a doua 8 și pe ultima 6. Deci acum ați înțeles, 2, 8, 6. Minunea piramidei e sulful alchimic care ascunde această promenadă minunată a atomilor în jurul nucleului sulfului, care ce înseamnă de fapt, el nu este flacără, că vorbeam acum la fractal de flacără, de piramide, el are înțelesul de înțelepciune, adică omul a fost dotat cu înțelepciune, cu flacără, cu lumină. De ce a fost dotat cu lumină? Ca să priceapă gravitația dinamică. Pentru că omul este excesiv în ultimile perioade, așa să zicem, 2000 de ani încoace, vorbește doar de lumină și a uitat de elementul îmbrățișător al luminii, care este gravitația dinamică. Deci fără gravitație lumina nu-i și invers. E o logodnă desăvârșită acolo și trebuie neapărat, când vorbim de lumină, să-i amintim omului că el trebuie să redescopere că el este ținut acolo în palma lui Dumnezeu de această gravitație care se mișcă cu niște viteze uluitor de mari și uluitor de matematice. Cât de mult aș vrea să vă întreb, dar mă ceartă telespectatorii dacă vă întrerup, dar vă spun așa întreagă. De exemplu, ați spus, vorbesc despre sulf, că sunt electronii pe trei orbite permise. Există și orbite nepermise? Sau ați zis înțelegerea gravitației dinamice? Există și o gravitație statică? Trebuie să lămuresc asta. Orbitele permise sunt orbitele matematice ale lui Dumnezeu, iar omul trebuie și el să fie tot așa asemănui atom, de fapt el este, și trebuie să le respecte orbitele omului, dar nu putem vorbi acum, altă dată o să vorbim și de orbitele omului, iar când nu le respectă, se smintește. Asta una ca răspuns și celălalt mă întreba... Gravitația dinamică. Există gravitația dinamică. Există al cincilea câmp, câmpul vidului, care presupune această gravitodinamică și care are constanta aceea de 1 pe 5813, de altfel înălțimea piramidei ascunde în inversul ei chiar această constantă gravitodinamică, care în final este 1,7203 cu aproximație. Întotdeauna eu le știu cifrele astea, dar dacă le spun la exactitate ne trebuie mai multe ori și... Pe noi cred că mai puțin cifrele și zecimalele ne interesează cât povestea. Și ce trebuie să știți? Că în ce privește acești fractali de care vorbim, să zicem așa, o dimensiune de auto, că această spirală logaritmică tip Bernoulli are calitatea de autosimilaritate. Ea se aseamănă cu sine, de altfel și omul când descopere că el seamănă cu sine, el se trezește la ființă și răspunde la întrebarea Sfinxului. Dar asta e altă problemă, mereu tot zic altă problemă, dar nu rezolv nicio problemă aici, dar măcar să o rezolvăm problema lui Mandelbrot,
cu privire la această constantă a caliogenezei. Numai o secundă, că poate nu știe toată lumea, adică dumneavoastră ne măguliți foarte tare considerând că noi știm toate astea. Benoit Mandelbrot este cel care a descoperit fractalii, ei nu sunt matematica descoperiți fractale, în sensul că ei erau peste există, tot exact. Și a venit în sfârșit cineva care i-a văzut și a matematizat. Exact. Dumnezeu a făcut matematica și în sfârșit prin Omar Khayyam, prin Brâncuș. Și eu acum încerc să deslușesc ceva din această matematică. Și ăsta e rolul nostru, că altfel ne pierdem pe orbite nepermise, cum ziceam mai înainte. Dacă... Și deci Mandelbrot dă o ecuație acolo. Și ecuația, plecând de la această spirală, veți vedea ce semnificații are. Puteți să ne ajutați reamintindu-ne ce este prin definiție un fractal, acel pattern repetitiv? Un fractal este respectiv lucrul care se repetă, reiterarea matricii divine. Deci e o ecuație, de altfel pe pagina cărții întâi, pagina întâi a cărții mele care se cheamă Pitagoreica Brâncușeană, e ecuația acestei spirale. Ei, ecuația aia o repetă mai mereu și fractalul e în mic, el devine unitatea și el este, să zic așa, o imagine în mic a totului. Da? Așa, și Mandelbrot dă ecuația aceea care dacă o aplicăm aici, vom avea spirala aceasta care la Brâncuș înseamnă, cum ați spus mai înainte, se răsucește de două ori până ajunge la coloană, iar ea mai departe în virtual, și nu numai în virtual, mai se răsucește de 65 de ori. De 63, parcă ziceați. Încă de 63 cu 2, 65 și ajunge în partea în care există simetria cercului generator în partea cealaltă și în contextul acesta ecuația lui Mandelbrot aplicat aici ar fi logaritm din 65, că 65 de răsuciri raportat la logaritm din 2,08, să zicem, cu aproximație. Așa, zic aproximație ca să câștigăm timp. El e 7, 9, 9, nu contează. Așa, da. Făcând raportul între logaritm din 65 cu asta, ne dă ce? Ne dă constanta caliogeneze sau rata de creștere a acestei spirale folosită la Târgu Jiu de Brâncuș și folosită în toate cele de către Dumnezeu. E, ce semnifică acest dedesubt? De sus am înțeles. Sunt cele 65 de răsuciri ale spiralei genezei. Jos, logaritmul la 2,08. Ce înseamnă? 2,08, dar ce înseamnă? Notați. Notez. Raza protonului înmulțit cu 2 și înmulțit cu 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Punct. Wow. Mulțumesc. Trecem mai departe. Da, ați înțeles. Deci, plecând de la Mandelbrot, ecuația de aflare a acestei constante a cariogenezei, constanța de creștere a celor de jos, adică dacă vă uitați pe spirala lui Brâncuș, adică dacă o vedem în cele două dimensiuni, totdeauna înălțimea mesei va crește, crescând cu 5,7 de va... 5 sau cu 5? De 5,7 ori. De 5, multiplicare, 5, 7 ori, nu adunare. Care e I-ul, acela de care am spus mai înainte, că e constanta care am descoperit-o la Brâncuș, constanta caliogeneză, i-am zis I, de la Ioana Solonaru. Restul care știți, e soția noastră, vreau să da, vă? Da, da, ce da, frumos, da. Ce frumos! Așa, mai departe. Mai departe, ce trebuie să știți? Că, deci, ea se poate calcula plecând de la acea ecuație a lui Benoit Mandelbrot, minunată de descifrare a fractalilor. Fractalii care sunt, mai departe, am zis, în fulgere, în piramidă, în zăpadă, în munți, în creierul nostru, în inima noastră, nu mai vorbesc în mandale, ce? Toate mandalele stau sub această temă fulminantă a fractalilor și toate au legătură cu spirala logaritmică de la Târgu Jiu. Numai cunoscând astea, ar trebui să ne permitem să spunem că Brâncuș este al nostru. Altfel, e acolo, e existență, dar fără a fi observat. Pentru că adevărata creație, dacă nu este observată, ea nu există.
Iar omul prin măsurare, prin observare, prin matematizare, ce face? Dă nume lucrurilor, dă nume astea și ele devin ființă odată cu el, el devenind din ființare devine ființă. Și cu ocazia asta încă o dată trebuie să repetăm. Brâncuș asta ne spune, că vom învia. Așa. Îmi spuseți înainte, iertați-mă că spirala asta este atot prezentă, ca să ne o imaginăm cumva în concret. Puteți să ne dați câteva exemple, mai mici, mai mari? De spirală? Unde e spirala? Da, da, da. Așa, mă folosesc asta ca să nu bat câmpii așa prea departe. Așa, o găsim în primul rând în conturile căii lacteie. Toată chestia e o spirală. Așa, la spirala asta o să vedeți că vă explic. Spirala genezei are un anume unghi, 1,3116, care este de fapt un radical din constanta de cuplaj gravitodinamică. Iar constanta aceea la rândul ei are legătură cu piciorul atlanților și așa mai departe. Așa, să revenim la spirala Brâncuș, unde o găsim în calea, în cochilia melcului. Organismul acela totdeauna crește, dar forma de melcitate rămâne aceeași. Deci el rămâne melc toată veșnicia, chiar dacă el crește în acea cochilie. După aceea o găsim în vertijul uraganelor, dar nu-i cazul aici în studioul nostru. Și o găsim în chipul cinetic al florii soarelui, unde de altfel sunt două spirale. Voiam să spun că la nivelul căii lactee, unghiul este 12. Am înțeles că e ziua nașterii dumneavoastră, de 12, că am și eu un băiet care este născut în 12 mai, da. Și acest 12 are chiar conotația aceasta, unghiul spiralei genezei aplicată la galaxia noastră e chiar această cifră 12, să notați că altcineva nu o să vă mai spună niciodată. Da. Așa, unde o mai găsim? În surâsul femeii. Cum așa? Apropo, surâsul femeii, o geometrie extraordinară, oamenii au încercat să facă poezie în jurul lui, dar nimeni n-a încercat să-i dea și o ecuație. Poate o să facem o emisiune să vorbim numai de surâsul femeii și ecuația teometrică a lui. Unde o mai găsim? În particula de câmp torsionic, o mai găsim în, știu eu, în microcâmpurile coloanei, Ida, Pingala și Șumna. Apropo de coloană. Coloana vertebrală. Coloana vertebrală care are 34 de vertebre, care le găsim, unde le găsim? E chiar în dimensiunea cercului generator al torului genezei are exact cifra aceasta 34. Deci cercul generator. Iar raza inelului sau al torului sau al mărului genezei este exact acest 34, să nu uitați niciodată legătura de așezare minunată a noastră în această centritate teometrică. Și în sfârșit o găsim în eboșa vidului, am zis eu, și oricum în anafoarele Dunării. Turbioanele care ne amintesc, la fel ne schimbăm, dar vom învia. Cine a spus, ce filozof a spus, mă scald în apele unui râu? Care Heraclit, este Heraclit zis obscurul, pentru toți era obscurul. Când ar fi fost nevoie să îi se spună cel care dă lumină, nu? În fond. Dar cei ai peșterii l-au văzut că este al obscurității. Greu de înțeles acest Heraclit. Dar dinamica, adică dialectica este aceeași. Da, totul se schimbă, crește, dar de fapt rămâne cumva același. Da, ca și noi, ca spune și noi ca persoane. Heraclit, spune și Brâncuș, da. Spune și Shakespeare, spune și Dante și Omar Khayyam aici de față, mai devreme. Și așa. Să începem să
ne uităm la spirala genezei de la Brâncuș, de la Târgu Jiu. Nu avem reprezentată undeva aici. Ba da, aici o avem lângă noi, da. Iar pe colegii mei din regie o să aibă amabilitatea, știu eu, să dacă o proiecteze. Dacă ar fi mai ușor de înțeles pentru publicul avid de Brâncuș. Avid de Brâncuș și de spirale și de geneză. Da, și vor constata că spiralele sunt peste tot prin ei. Absolut, ei, un om are miliarde de spirale în el. Totul e să înțelegem cu adevărat despre ce vorbim, să nu rămână o abstracțiune. Adică să avem cheița. Da. Cheița, deci, asta ne plimbăm peste tot în univers. Mai departe a apărut imaginea. De îndată ce imaginea va apărea alături de noastră, putem să o explicităm. Da. Deci la Târgu Jiu sunt elementele, să zic așa, ale spiralei genezei. Și în general spirala logaritmică. Nu, ci chiar cea pe care am avut-o tot timpul, cu triunghiul acesta. Da, deci încă o dată, aceea cu triunghiul e mai simplă și mai ușor de văzut. Da. Și ea, de fapt, respectă ceea ce e la Târgu Jiu în mare, aici în mai mic, pe această hârtie. Așa, mulțumim. Didacticistică. Ia să vedem, ce este aici? Elementele. O spirală are, vedeți, jos o linie, aia e linia abscisei, linia orizontului, linia pământului. În spirală însă și unde e linia asta? Este linia care trece prin centrul... Ea pleacă de la streașina Jiului și se oprește la baza, la coloană, la miezul coloanei. La miez... Apropo, și aici ar trebui, dar la baza coloanei, nu sus. Nu, sus nu, nu, e la miezul ei jos, la baza ei. Nu știu ce înseamnă miez. La centrul ei de jos. Ok, deci pentru jos. Că are niște dimensiuni și, mă rog, centrul acela... Deci asta este în planul pământului, în planul terenului orizontal. Asta este în geodezica aceasta pământului. Apropo, geodezica asta o să o întâlnim când o să vorbim de modulele brâncușiene, că ele nu sunt niște hexagoane, n-au linii drepte, ci ele respectă geodezica asta. Să ajungem noi acolo. Deci acum avem această linie. Așa. Și ea, deci asta, de linia de jos este linia și este linia de sus, care de fapt este spirală, dar o reprezentăm aici, linia vectorială e cea de sus. Deci, cele două raze se cheamă, raza abscisei și raza vectorială. Lăsați-mă să traduc, vă rog, iertați-mă că fac această impolitețe, corectați-mă dacă n-am înțeles bine. Avem aici reprezentată schematic realitatea non-vizibilă, realitatea virtuală de la Târgu Jiu, această spirală pe care nu putem să punem mâna, dar ea este acolo, unde linia de jos, de-i zicem abscisă, unește, cum ziceți dumneavoastră, streașina Jiului, nu știu ce ziceți, streașina, dar sună foarte frumos, deci malul apei, unit cu baza, piciorul mesei lui Brâncuș, în continuare a doua liniuță de acolo este poarta, tot partea de pe sol a poartei, a porții, și pe urmă partea de jos, baza, coloanei. Deci cu astea toate unite la rasul solului reprezintă acea axă. Da. Iar cealaltă, care îi spuneți linia... Iar sus la fel și toate respectă această rație de creștere. Care este? 5,7. Și cum se cheamă? Se cheamă constanta caliogenezei. Genezei frumuseții, genezei armonioase a lui Dumnezeu. Bună așezare a creației divine. Bun. Așa, și dacă mulțești, știu eu, înălțimea porții, spuneți mai departe dumneavoastră ca să înțelegeți. Nu, eu o iau mai încet. Deci am definit ce este acea abscisă, acea linie orizontală, iar linia de sus unește vârfurile, în măsura în care pot vorbi de vârful mesei. Raza vectorială. Raza vectorială, linia vectorială. Două raze întâi. Primele două elemente ale acestei spirale. Bun. Deci avem două. Care toate pleacă din punctul zero, punctul lui Dumnezeu, vidul, care e streașina, cel puțin virtuală, streașina Jiului. Deci ceea ce îmi doresc să înțeleagă de la spectatorii noștri este că acest triunghi nu se găsește undeva să punem mâna pe el. Nu. Este o reprezentare schematică, unind punctele de bază ale celor trei elemente din complexul de la Târgu Jiu, respectiv cealaltă latură, raza vectorială, unind vârful mesei, vârful porții și vârful coloanei. Oamenii nu înțeleg asta. Deci acum ați înțeles. Toate vor crește de 5,7 ori. Distanța dintre ele crește sau ce? Da, distanța și jos și sus. Bun. Și ele, noi avem aici doar cele două răsuciri, începând de la masă, poartă și asta. Iar ele, ce trebuie să știți, în total sunt 65. Da. Nu ne ocupăm acolo, că acolo deja e
caracterul și constituie tema altei lecții. Și mi-ați spus foarte frumos noastră că asta, dacă ar fi să urmăm în minte, da? Până la 65-a rotație sau, da? Cum să-i zic, a spiralei, da, ajungem la ceva atât de mare încât am depășit cu mult dimensiunile Pământului. Da, dimensiunile, nu Pământului, Universului. Glumiți. Universul nostru observabil, cel care are 93 aproape de miliarde de ani lumină, miliarde de ani lumină, da? Ăla înseamnă 10 la puterea 25 în metri transformat. Adică 8,9 și așa, nu intrăm în amănunte. Deci 10 la puterea 25. Ăsta este 10 la puterea 49. Și el reprezintă plecarea spiralei din miezul acestui tor. E, aici e cu gaură mai mare. El n-are nicio gaură, are doar un punct. Acolo ar fi jiu, acolo ar fi punctul, da, zero? Ar fi, da, aici, dacă ăsta ar fi împreună, dar se înțelege lumea. Aici ea pleacă și până face jumătate din circumferința cercului, ăsta se cheamă, dacă facem o secțiune în el, cercul generator al torului Genezei. Okay. Și deci pleacă din Târgu Jiu, să zicem așa, virtual, și merge de 65 de ori și ajunge în partea aia a acestui inel, tor, și când ajunge în marginea lui, se resoarbe Brahmani, la Brahma se întoarce înapoi la punct, adică, să zicem, metaforic, tot la Târgu Jiu, dacă plecăm pe această filiere. Deci ați văzut, ăsta este torul Genezei, iar el este un cerc care se învârte în miez, în jurul acelui punct al vidului, să zicem. Da? Da, da, da. Și cercul ăsta al Genezei, cum spuneam, cercul generator al torului Genezei are exact 17. Iar ce? Dacă 17 unitatea lui. 17 mulțit cu 10 la puterea 49. 17 dacă, în ce unități de măsură? În unități, bine că m-ați întrebat, noi acum, ca să înțelegem, îl folosim metru, dar Dumnezeu creează numai și numai în inci. Iar în inci, cercul generator al torului Genezei, dacă mulțim 17 pi ori 2 și transformăm în inci, vom afla ce? 42 înmulțit cu 10 la puterea 51 în inci. Ce vă spune acest 42? 42 îl găsiți la Târgu Jiu în acele clepsidre. Clepsidrele sunt 12 în jurul mesei solomonarilor sau mesei tăcerii. Sunt 12, le știți, da? Scaune, cum se zice, vulgo. Pe popular sunt scaune. Ele sunt clepsidre, iar celelalte sunt 30. Ele formează unitate a lui 42, de fapt. Ce înseamnă celelalte? Păi da, mai până la poartă sunt încă 15 pe dreapta, 15 pe stânga, okay, toate cuplate de 3 ori, cu semnificația lui 3, avem aici ecuația. Vă și spun acum că mi-au sărit privirile către ea. 3 înseamnă de fapt constanta gravitodinamică a acelui câmpul quintesențial, să zicem câmpul lui Dumnezeu, raportat la ce? La graviton înmulțit cu E, care este numărul lui Euler. Da? Asta, să revenim la cele 42. Deci asta înseamnă cele 42 de scaune sau clepsidre de la Târgu Jiu. Înseamnă că ele vorbesc de circumferința în inci a cercului generator al torului Genezei, iar cercul respectiv al inelului, al mărului Genezei, are 84, dacă vă interesează. Ăla e dublu față de ăsta, da? Așa, să mergem mai departe. Deci, în primul rând, noi ce trebuie să lămurim? Acolo, până la masă, e o distanță. Deci, ecuația spiralei Genezei este raza vectorială, de fapt raza vectorială se calculează, dar între ele e un raport de cosinus. Foarte important de cosinus, îl aflăm, o să vorbim de el când o să vă amintesc despre zborul albinei de reținut,
acest cosinus de teta, teta fiind unghiul acesta al genezei, e foarte important. Deci raportul între cele două este cosinus, e 0,999,738, cu niște conotații minunate, așa, cosmice. Dar hai să mergem mai departe, că se încheie ora și nu am lămurit. De la streașina, de la punctul 0 până la masă, sunt 39,4215 în metri. Încă o dată, Creatorul le-a așezat în inci. Sunt 1550, 04 și așa mai departe. Dar complicăm treaba, mergem numai pe metri, acum mai ușor. Dar ei, în fond, sunt calculați toți parametrii ăștia în inci. Cum? 39 de metri sunt 1000 de inci? Da. Păi da, un inch, un metru are cam 39 și ceva inch. Okay. Ăla cu ăla trebuie să fie 1555. Ăsta e. Așa, okay. Ce trebuie să știe ascultătorii noștri? Cum se stabilește inchul? Cum se stabilește inchul? Se stabilește raportând logaritm natural din 360 gradele cercului, da? Logaritm natural din 360 raportat la logaritm natural din unghiul genezei, care e teta, care îl tot amintesc, care e 1,3116, da? La care, la numitor, mai mulțești cu numărul lui Euler sau Napier, da? Și mulțești cu pi. Nu intrăm în detaliu acum să explicăm ce-i cu Napier, ce-i cu pi, cu asta, că ne ia toată ora. Deja suntem mult prea matematici, cred că i-am pierdut pe telespectatori. Deci, ca să știe toată lumea de acum încolo cum se stabilește inchul, care de fapt înseamnă 0,0254302575751, ca să ne mai jucăm puțin cu cifrele acestea, ăsta e. Dar mare ție trebuie să știți că el are 2,54 și ceva, și alea trebuie știute exact câte sunt, dar dacă știm lucrul ăsta, deja ne putem liniști la noapte să dormim în seninătate și bucurie. Deci așa cu inchul. Ce trebuie să știți acum? Deci distanța asta reprezintă, îi se spune factor de scală, că în funcție de distanța asta, dacă o faci mai mare sau mai mică, spirala va avea învergură mai mare sau învergură mai mică. Dar matricea lui Dumnezeu asta e, în funcție de ea. Și factorul ăsta de scală, începusem să spun, raza vectoare este egal cu acest factor, la care înmulțim pe E, Euler, la puterea kappa teta. Ce înseamnă E? E, Euler, înmulțit cu kappa teta. Kappa teta este unghiul de teșitură. De fiecare dată când ajunge și taie raza vectoare, da, e un unghi. Îi zice unghi T. T, i-am zis eu. Putem să-i zicem și, da, și alfa. Așa. Ăla e tangentă de unghiul ăla, e capa ăsta, iar am mai zis de teta, e tocmai unghiul ăsta transformat în radian. Și totul ăsta înseamnă 1,74 și așa mai departe. Care e importanța? Că e, Euler, înmulțit la puterea capa teta, adică ăsta 1,74 și așa mai departe, ce ne dă, domnule? Ne dă minunea caliogenezei. E la capa teta e chiar, și de acum încolo nu mai folosim pe E la capa teta, că e complicat. Și atunci folosim A, V înmulțit cu ce? Cu I. La întâia, la a doua, la a treia, unde suntem aici în Brâncuș. Și mai departe ne ducem până la I la puterea 65. Deci ați înțeles cu distanța asta cum se calculează? Nu, sincer nu. Este mult prea matematic, e mult prea abstract. Mai avem doar 7-8 minute. Da? Așa. În care vă rog să sintetizați ce doriți neapărat să ne lăsați ca un mesaj. Așa, să vorbesc și de celelalte. Deci ăsta e factorul de scală A. Celelalte, nu mai zic că el ce înseamnă de fapt? Este în inch, reprezintă raza fundamentală, dar aici e complicat, în 7 minute sigur nu o să vă vorbim, care toată raza pornește de la raza protonului și alte minunății care sunt greu de explicat aici în ecuații. Dar în orice caz, baza aceea la care aplicăm un raport între 369, direcția energiei lui Tesla, o aplicăm la ce? La 639, care este frecvența
sunetului din tâi, frecvența vindecării, știți dumneavoastră mai bine ca mine? Da. Și deci 6, 3, 9 ăla intră aici într-o logodnă cu numărul lui Tesla și în final se aplică și constanta caliogenezei, constanta așa, și ne dă în final această primă 39. Iar el, așa, dacă îl luăm, este raza de bază mulțit cu 6, 16 mulțit cu pila a patra, pentru că învelișul ăla este înconjurat de 4 eoni, complicată treabă. Și de ce 16? De ce 16? Pentru că Purusha Upanishad ne atrage că fiecare ființă are 16 părți, adică are 16 spițe care toate trimit la grindeiul acela. Grindeiul? Chiar chestia asta este, vedeți, ține seama de 16 mulțit cu pila a patra și mulțit cu raza aia fundamentală, care e foarte complicată să vă explic aici, ce trebuie să știți de la ea. Ea totdeauna îl include pe raza protonului. Iar această spirală logaritmică totdeauna ține seama de acestii. Iar acest șir totdeauna conține raza protonului, conține cosinusul raportului între cele două și totdeauna ele trebuie ridicate la puterea 2592, care înseamnă așezarea noastră față de miezul galactic. Adică asta e distanța față de origine. Dar spuneți dumneavoastră, că după aia o mai spun și eu. Voiam să vă spun că eu n-am așa o mare jenă să mă uit și la o ecuație matematică. Am o curiozitate, am fost bună la matematică. La un moment dat am cochetat cu ideea să dau la matematică. Nu se înțelege, nu mai știe lumea ce este funcția trigonometrică sinus sau cosinus. Nu mai știe lumea ce e tangent sau cotangent. Deci am depășit cu mult. Am depășit cu mult nivelul la care obișnuiam să oferim emisiuni. Nu, cine vrea să cunoască, e ușor să te tasteze acolo și să afle. Ce trebuie să știți de acest 17, care e foarte important la cercul generator al torului genezei? El reprezintă, de fapt, un raport între 3,69, iar ne ducem la Tesla și, din păcate, nu avem timp să explicăm ce. Mai avem 3 minute, da? Așa. Ăla totdeauna trebuie să-l raportăm la inch, mulțit cu E, la mulțit cu pi și mulțit cu cosinus de teta. Toată minunea asta e de ce e raza aceea ales-o Dumnezeu. A ales-o în funcție de aceste cifre minunate. Și altă chestie, că tot am văzut aici o chestie, toată raza, adică semicercul ăsta care face această spirală a genezei, are de fapt 5,34 înmulțit cu 10 la 49. Ce înseamnă 5,34? Nu vă vine să credeți. Coloana are 16,271, ăla de jos are mai mult, e o prelungire. Prelungirea aia, dacă o transformăm în centimetri, știți ce înseamnă? Înseamnă în metri, înseamnă 0,534. Adică acolo brâncuș jos, spune domnule, am ridicat-o asta în cinstea cercului generator al torului genezei. Prima explicație despre aceea. Nu-i timpul să le luăm pe fiecare? Probabil o să facem o lecție cu toate elementele astea și cu semnificațiile și înălțimile și așa. Da. Ce voiam să vă mai arăt, Albina, aici, dar nu găsesc? Albina, zborul Albinei. Aulă, și cu Albina, păi nu mai avem decât un minut. Albina, vă spun repede. Ia ziceți. Albina este legată și ea la rândul ei de aceea. Albina știe mai bine ca noi. Ea e un Hermes trimis către noi, numai că noi îi luăm doar mierea și nu îi luăm înțelepciunea. Da. Ea e într-o frecvență care înseamnă inversul cu acest unghi al genezei. Vă vine să credeți? Nu. Deci frecvența ei e tocmai 1 supra aceasta și dă exact distanța după care ea, când vine și face dansul ăla, e o măsură pentru o distanță de asta, ea trebuie să facă o secundă. O fracționează, nu mai zic că dansul ăla îl face în 8, dar
nu o să mai avem timp într-o lemniscată în care iarăși unghiul e în funcție de poziția față de soare și totdeauna ea nu merge în linie dreaptă, ea merge în această spirală logaritmică și în funcție de poziția în care e, totdeauna avansează având unghiul staționar acesta. Cum se stabilește asta? Asta este mai avem timp. Asta este un logaritm din lungimea care ar însemna până la floarea aceea care o vestește familiei să se ducă acolo, constanta caliogenezei care iarăși intră în ecuația acestui logaritm al albinei și mai intră și tangenta de teta. Tangenta de teta ce este? Dacă împărțim coloana la distanța până la sursă, aflăm exact această tangentă care o găsim și la piramidă legat de unghiul acela al concavității. Îmi dă o stare de tensiune faptul că simt cât de multe aveți să ne spuneți și nu mai avem, cred că, nici măcar un minut. Nu v-am spus mai nimic așa. N-ați spus mai nimic, o să mai veniți, nu-i așa? Ce trebuie să știți? Că unghiul genezei este în funcție de constanta de cuplaj gravitodinamică. Adică unghiul genezei, dacă le mulțești la puterea a doua, îți dă exact acea constantă. Unghiul genezei e ăsta? Da, asta da, este da. Unghiul genezei? 1,3 și așa, dacă le zici la a doua, îți dă exact constanta aia care o găsești în înălțimea piramidei. Și ce trebuie să știți? Că pasul, piciorul atlant care îl folosim, îl folosesc ei, inteligenții noștri străvechi, la Sarmi Sejistuza e piciorul Atlant acolo, care are 3, 2, 4, 9 și care de fapt înălțimea întreaga piramide, că noi vedem doar o Gata. Parte din piramide. Îmi pare rău, îmi cer scuze că vă opresc, trebuie pur și simplu să vă mulțumesc pentru că ne-a expirat timpul și să vă invit călduros să reveniți. Dragi nemuritori, sper că v-a plăcut, eu sunt copleșită. O seară frumoasă! Mulțumesc! Eu vă mulțumesc, a fost extraordinar!